Primele care au luat startul au fost doamnele. După 4 piste de stadion, fără nicio emoție, prima la linia de sosire a fost o tânără de 28 de ani din București. Este sportivă de performanță și a alergat în proba de marș la Olimpiada de la Rio, iar acum se antrenează multe ore pe zi. Dați-i tichetul! Dați-i Mă antrenez și mă așteptam la rezultatul ăsta. A fost foarte cald, dar am terminat cu bine și așteptăm Balcaniada. Apoi, cu o puternică susținere de pe margine, au intrat în cursă poștașii, nu înainte de a primi câteva sfaturi despre întrecere. Locul întâi la masculin a fost câștigat în premieră de un poștaș de 38 de ani din Vâlcea și el competitor cu state vechi. La sosire e cea cu tichetul. Nu vă îngrămădiți și vii ăla și hăți ei aluia din față. Cum a fost proba de marș? Și greu, pentru că este foarte cald. Dar fiind pregătit pentru această competiție, exact cum mă pregătesc pentru Balcaniada în fiecare an, suplimentar, în afară de ce fac la servici, s-a văzut rezultatul. La start s-au aliniat și veteranii acestei competiții, care a devenit o frumoasă tradiție. Concurent din 84, la prima participare am câștigat cupa de cel mai tânăr concurent. N-aș vrea să fie ultima, dar îmi doresc să câștig cupa de cel mai vârstnic concurent. A fost un ritm bun, dar ținând cont de vârsta care o am, nu pot să... N-am avut scânteia, știți, ca să termin între primii, dar am terminat concursul. Noi suntem ca o armată. Armata este formată din 27.000 de oameni, uniforma lor fiind de poștași. Nici o altă companie nu poate duce produsele pe care noi le livrăm. Dincolo de premiile cu care au fost răsplătiți, câștigătorii vor merge la Balcaniada poștașilor, pe care anul trecut România a câștigat-o pe echipe.